În primul rând, am afirmat de la bun început că nu se poate atribui prin lege un contract. Și acest lucru este confirmat de jurisprudența Curții Constituționale prin deciziile sale numărul 600 din 2005, 970 din 2007 și, nu în ultimul rând, decizia legată de respingerea memorandumului de înțelegere cu privire la Rompetrol Group, pe care Curtea Constituțională de asemenea nu a validat-o în anul 2013, deci de curând. Există următoarea precizare în deciziile Curții Constituționale. Este un set de precizări, dar mă refer la una singură. Dacă puterea legislativă adoptă o lege la un caz particular, atunci Parlamentul, arogându-și competențe de legiferare în condițiile, domeniul și în finalitatea urmărite, a încălcat principiul separației și echilibrului puterilor în stat, consacrat de articolul 1, aliniatul 4 din Constituție, care spune așa: statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterii legislativă, executivă, judecătorească, în cadrul democrației constituționale. Deci, articolul 1.4 nu permite ca Parlamentul să ia decizii personalizate pentru o anume companie prin legi. Acesta fiind un atribut exclusiv al executivului și a structurilor executive. De aceea am prevenit public guvernul asupra neconstituționalității acestui proiect de lege. De ce am simțit nevoia să atenționez public guvernul? Această lege a fost declanșatorul disputelor publice pe care le avem în momentul de față între cei care optează pentru exploatarea aurului de la Roșia Montană și cei care optează pentru neexploatarea aurului de la Roșia Montană în condițiile tehnice anunțate. Riscul este ca timp de încă o lună și jumătate, această dispută din societatea românească să continue pe baza faptului că avem în Parlament o lege, iar după o lună și jumătate, 2 luni, să constatăm că ceea ce au votat parlamentarii, dacă vor respecta instrucțiunile de partid, să fie declarat neconstituțional. Iar proiectul de lege păcătuiește în primul rând prin acest lucru. La proiectul de lege este anexat acordul privind unele măsuri aferente exploatării minereului auro-argintifer din perimetrul Roșia Montană. Deci contractul pe care Roșia Montană Gold Corporation îl are și care este practic parte a legii. Iar Curtea Constituțională s-a pronunțat din acest punct de vedere. Am văzut că domnul Victor Ponta a făcut câteva afirmații că s-au mai făcut privatizări prin lege. Așa este, chiar dacă aici nu discutăm despre o privatizare, ci despre exploatarea unui zăcământ aurifer. Este vorba de privatizarea Petrom,